Partea a doua a emisiunii de astăzi, Bucovina Sport Action, avem în atenție handbalul sucevean, de acolo, de la rădăcină, unde doi dintre sportivii de referință ai Sucevei au înțeles că de acolo trebuie să pornească, de mai jos, de mai la greuți. Dar n-aș zice la greuți, că până la urmă, după cum bine aduceați aminte, dacă reușiți să diseminați dragostea asta pentru handbal, o să fiți pomeniți peste vreo 20 de ani într-o emisiune asemenea lui Ovidiu Senic, a lui Gabi Senciuc. Până unde a ajuns antrenor al în Germania la loturile naționale de juniori. Plus antrenor la o echipă de club. Acolo cam spune ceva lucrul ăsta. Spune ceva, e o țară și foarte bine dezvoltată. E și pe handbal, inclusiv pe handbal. Da, exact. Nu știu dacă e ceva la care stau ei prost. Exact. Da, deci cum vedeți că practic cam de când? Din 2020 a spus că ați început. La mine este al doilea an. La Cristi, la mine e primul. Este primul. Da. Florin da, a venit primul, după aia generațiile de vârstă sunt, de multe ori facem antrenamente comune, adică eu pe jumătate, Cristi pe cealaltă și de multe ori se încheie cu meciuri, foarte important să-i stimulez pe copii. Adică indiferent ce mijloace găsești pentru dezvoltarea calităților motrice, deprindere, aruncări, prindere, pasare, la un moment dat ei vor să joace. Da. Da, cea mai mare satisfacție să înscrie gol, să arunce. Da, și cel mai bun antrenament e joc. Bun antrenament prin joc. Da. Și lucrul ăsta s-a văzut la noi, adică evoluția copiilor noștri. Dar s-a văzut la meciuri, adică jucând cu alte echipe. Nu aveau track, găseau soluțiile mai bune și mai rapid. Exact, prinderile mai bune, prindere, pasare, aruncare. Fiindcă ei se întâlneau, noi făcând meci aproape zilnic, ei se întâlneau cu diferite situații la meci acolo. Că făceam o apărare om la om, o apărare mai retrasă, mai avansată, ca să-i punem în dificultate, puțin să gândească, să găsească soluții și la meci și mai stimulant între băieți și fete, adică intervin așa niște orgoli. Rivalități. Rivalități și pentru noi era în regulă că ei se implicau foarte, foarte mult. În schimb, noi suntem atenți la detaliile care fac diferența, adică aruncarea, să creezi niște automatisme corecte, mereu să... Adică, gen, aruncarea, cotul sus, biciuirea brațului, așa cum și... Și noi am fost învățați, da. E foarte important atunci deprinderile să fie învățate corecte de mici. Și după, ușor vin de la sine lucrurile. Bun. Și... voi ați avut parte de niște oameni care v-au modelat la un moment dat. Dar dacă stau acum și mă uit în urmă, experiența lor nu a fost... voi la capitolul ăsta stați un pic mai bine decât... Avem experiența jocului și a... Mult mai mare decât o aveau. Mm. Antrenorii voștri proveneau din etapa romantică a handbalului. Exact. Acum voi ați prins un handbal în care forța, viteza au crescut exponențial. Da. Îndrăznesc să spun că acum copiii au mult mai multă informație și mult mai multă deschidere. Și noi, la rândul nostru, la informații, mai ușor acum să le poți lua de pe internet. Înainte trebuia să... Bun, dar trebuie să știi ce informație e. Iar la voi lucrul ăsta deja e dovedit. Și era portat la vârsta lor, adică nimic forțat, nu trebuie să... Da, ei ne cer deja, ba o schemă, ba o... dublă încrucișare, le spunem, nu e momentul încă. Ei trebuie să știe acum să paseze foarte bine mingea, să aibă siguranță în prindere și pasare, o depășire cu braț peste sau cu stânga-dreapta făcută corect, lucrurile elementare. Dacă alea își le însușesc foarte bine, după aia o să creștem. Dacă le băgăm foarte multe informații, acum la ei o să se amestece în cap, nu mai știu când e schimbarea, când e încrucișarea, când e plecat pe semicer sau ce mai cere ei pe acolo. Și atunci încercăm să-i ținem doar la vârsta lor, că ei văd modelele și cei de la cei mari, că ăia pleacă, ăia fac așa.
Fac, dar au niște ani în spate de antrenamente. De... Dacă mi este permis un termen de comparație, situația aia. Acum sunteți bastonașe, cârligașe. Da. Exact, da. Nu? Da, adică, așa. Hai întâi să le stăpânim bine de tot pe alea. După aia literele. Avem tot timpul, ajungem la ce vreți voi, Schopenhauer, la ajungem la orice discuție, până unde vreți voi. Dar acum... bastonașe, cârligașe. ABC-ul, da, exact. Da, uite, mi-aduc aminte, da, menționai salariul la ABC, mai, dar nu erau atâtea să... Nu erau, într-adevăr. Voi ați jucat la Humor? Meciurile din Liga, da. La divizie le-am jucat afară, că atunci permitea. Da. Deci în Liga a doua, deci când am promovat, în Liga afară, ca să zic așa. Da. Când la meciurile oficiale din prima ligă a trebuit să mergem un an de zile la Gura Humorului. Mergeam de 2-3 ori pe săptămână, ne antrenam, veneam, sâmbăta sau duminica jucam. Cu... altceva? Da. Adică... mult mai greu. Frumoasă, mult mai greu în spate și o perioadă care... Da, mai de sacrificiu, ca să spun așa, dar noi nu, pentru noi nu era un, să zic așa, un efort sau, eu știu, un chin să mergem până la Gura Humorului, să ne antrenăm și să venim. Noi chiar am făcut lucrul ăsta din plăcere. Noi nu lipseam de la antrenament. Nu mi-amintesc perioada, doar să fi avut o accidentare care să ne țină departe. Dar în rest, noi nu lipseam niciodată. Și mereu ne trăgeam unul pe celălalt și de asta și rămas prieteni. Chiar noi chiar am fost o familie. Și lucrul ăsta s-a văzut în timp după rezultate. Mai și e foarte important, dar... Zim că uite pe cine nu mai avem noi, îl avem pe Chiruț, care e antrenor la Buzău, la fete, nu? La fete. Da. Ghiță Irimescu e la fete, tot la fete, la Ploiești, dacă zic bine. Da, la Ploiești. Da, la Ploiești. Aproape acolo, vecini. Cine? Ghiță Irimescu. A, da? E, da. Irimescu e la... Da. Deci tot la fete. Până la urmă tot handbal e, dar... Și Mihuț Pancu e în Germania, tot fete? Dacă nu cumva? Nu mai știu exact. Nu știu. Ea antrenează, dar nu știu dacă, fete, nu vreau să spun ceva greșit, dar și el antrenează. Știu sigur că antrenează. Bun, așa dacă luăm cine? Bine, Gavrilo Iancu mai joacă. Gavrilo Iancu, da. Și joacă bine. Joacă bine. Dore, foarte bine. Chiar. Bravo lui. El a avut perioada el, s-a lăsat de handbal, s-a apucat din nou. Deci are și el o poveste extraordinară. Da. El a făcut liceu militar. Așa. Și ne-am întâlnit, cred că o singură dată, cumva în finala campionatului județean, LPS, cu liceul militar. Da. Și ulterior, după ce a terminat liceul, a venit la echipa mare. Da, au venit, au stat un an de zile, după aia au plecat în Anglia, au stat vreo 2 ani de zile și abia iarăși s-au întors acasă că au vrut să facă facultate. Așa. S-au înscris la facultate și atunci au început cu handbalul mai serios. Da. Și echipa era într-o continuă construcție și au câștigat locul și Și-a devenit jucător de bază. Dai seama, deci câți ani era acum? 38, parcă, sau 39, da. 38-39, da. Echipa campionă a României. Da. Și nu e de aici, de acolo, adică... Dar e de ceva ani, adică nu e... E de ceva ani și... Evoluții constante, chiar și-a făcut treaba extraordinară cu brio. Da. Merge felicitat din toate punctele de vedere. Adică fără discuție. Ca persoană, un om deosebit și ca jucător, la fel. Deci merită toate aprecierile. Bun, eu am mai spus și o repet. Noi avem o generație, deși nu pot să spui că e o generație, că anul cu tare, dar e o generație, grosomodo, de handbaliști suceveni, care, doamne, ne-au făcut cinste, încă ne fac cinste și uite, faptul că v-ați implicat și dați mai departe, pentru mine e de menționat, pentru că handbalul suceven a crescut din punctul ăsta de vedere în ultimii ani. Asta și datorită oamenilor din jur sau cei care influențează acest aspect. Adică contează foarte mult. Noi avem o infrastructură bună. Da? Adică nu numai noi, și celelalte ramuri de sport. Tot ce există pe lângă liceul sportiv, faptul că sunt întreținute și mereu se caută soluții să se îmbunătățească. Sprijinul pe care îl avem la unitatea școlară, domnul director se implică foarte mult în activitățile noastre, adică eu fac comparații cu alte licee sau alte cluburi sportive, nu toți au același sprijin și pentru noi contează foarte mult.
nu în ultimul rând, părinții. Adică, ei sunt pionii principali. Faptul că îi susțin copiii, îi aduc și zilnic, financiar, material, pentru că totuși sunt niște investiții în spate. Plus, da, celelalte lucruri. Și ei fac sacrificii la rândul lor. Fug de la servicii, se învoiesc, iau copilul, l-aduc. Mai e ca înainte, când noi mergeam, nu știu, eu locuiam pe Zamca, puteam să, clasa 3-a, 4-a, era, mergeai singur pe stradă, nu era nicio problemă. Acum, trebuie să fie copilul atent la trafic, la mașini, trebuie să fie mult mai vigilenți. Ori le târzi, de multe ori facem antrenament, ce obțin în sezonul rece, se întunecă mai repede, facem antrenament la ora 8 seara, terminăm la 9:30, 10 fără un sfert. Părinții sunt acolo, în fața școlii, așteaptă copiii, duc acasă, a doua zi, la școală, pe sfiat. Da. Și mai intervine rutina, oboseala, dar copiii o fac cu plăcere. Și asta ne încântă și ne motivează cel mai mult. Părinții, da, într-adevăr, sunt foarte importanți în această ecuație, cel puțin în perioada asta de existență, atâta timp cât discutăm de sport până la o anumită vârstă. Sprijină. Întotdeauna am văzut un plan, exact cum e determinat orice plan, de 3 puncte, copilul, antrenorul, da? Și aici în spatele antrenorului evident avem un club, o instituție, cum e în cazul de față liceu, program sportiv, și familia, părinții, care îl sprijină din toate punctele de vedere și foarte important, mă gândesc aici, partea de încurajare, dar inclusiv din punct de vedere financiar. Până la o vârstă lucrurile stau altfel sau stau bine, pentru că atâta timp cât e cu win-win, pentru că orice părinte e dispus să dea oricât pentru a avea un copil cât mai sănătos, iar sportul, clar, ajută extraordinar de mult din această perspectivă. Însă, în momentul în care se ajunge pe zona de performanță, aici trebuie să intervină comunitatea, aici trebuie să intervină sprijinul ăsta financiar. Ori, cele mai multe pierderi pe care le avem, din păcate, sunt pe zona asta, adică de la juniorat, că puntea. Noi spuneam, an de an am avut, sau an de an, cred că n-a existat an în care să nu avem campion la o anumită categorie de vârstă, la handbal. Da? Dar cu toate astea am avut ani în care am stat destul de rău la echipa mare. Au fost acele fluctuații. Da, da, da. Și foarte mulți sportivi de maximă perspectivă nu i-am mai regăsit. N-au mai ajuns. Da, păi asta e. Dacă nu au, în momentul în care ei trebuie să facă pasul spre echipa mare și nu sunt susținuți sau nu-și văd ei viitorul acolo, că nu e bine din diverse motive, atunci ei caută să răspândească în altă parte, cum am făcut și noi. Am fi vrut aici să rămânem, dar nu se putea. Erați la un nivel la care cineva știam că, adică vroiam mai mult și performanțe mai mari și bani mai mulți și nu se putea aici. Când s-a putut, e păcat să pierdem dezechilibru. E bine că copiii au model spre ce să tindă, unde să ajungă, dar să și ajungă acolo. Liceul nostru dau burse copiilor care burse de performanță. Da. Dar până la un anumit nivel. Păi, până la nivel. Da. Clar, până la o anumită vârstă. Vârstă, exact. Da. Da. Deci, de acolo, liceul cu program sportiv se oprește la junior 3. La junior 1. Ultima treaptă. Da. Ultima treaptă, exact. Și acolo la junior 1 depinde. Sunt unii care mai au un an de liceu, dar ca și vârstă competițională ei sunt deja la seniori. Atunci nu mai poate să-l ajute și trebuie să intervine din alte surse, ca să zic așa. Dar, și de aia e bine să fie un echilibru, să fie o trecere cât mai lină, ca și copilul să nu simte... Eu văd așa, eu văd că e nevoie de o treaptă, sau treapta asta trebuie tratată mult mai atent, pentru că, da, într-adevăr, la nivel de copii, unde majoritatea sunt români în toate competițiile, da? Și așa e și în școală,
Deci până la nivelul ăla toate-s bune. După care e saltul ăsta de la juniorat la seniorat, care foarte greu. E, dar știm foarte bine, adică nu ne ascundem după degete. Aici practic se cerne, da, se cerne și mult, valoarea. Da. Dar parcă sita e prea cu ochiurile prea mici. Da, eu aici aș vrea, din punctul meu de vedere, să se investească mai mult în ăștia mici, ca să le creștem valoarea, nu zic în mini handball acum, în junior 3, de începând de la junior 3, junior 3, junior 2, junior 1, se investească mai mult. De ce? Cu cât le crești mai mult valoarea lor, cu atât trecerea lor va fi mai ușoară către seniorat. Dacă tu, ca și federație, dai voie să aduci o grămadă de jucători străini, da, în fiecare echipă de club, care primește bani din diverse zone, chiar privat sau instituții, primării sau așa, vor rezultate. Și dacă vrei rezultate, atunci cauți să aduci jucători cât mai buni. Și dacă federația îți dă voie să aduci mulți străini, mi-aduc repede străini ăștia, îi plătesc cu bani mulți, cu nu știu ce, și obțin un rezultat. Și am finanțarea în continuare. Dar noi suferim. De ce? Fiindcă aduci jucători străini, dar noștri ce fac? Mai cresc? Stau pe bancă? Nu mai cresc. După aia tu vrei lot național. De unde? Dacă ei nu joacă. A fost exemplu când am luat bătaie de la Muntenegru cu jucători care jucau la Constanța. Da? Noi am mers să jucăm baraj dacă, sau ceva. Da. Așa? Și am mers în Muntenegru și ne-au dat aia cu sala în cap. Și jucătorii aia unde jucau erau plătiți la Constanța, la echipa de club. Păi, bun, asta nu e nicio problemă că erau plătiți la Constanța, problemă, da, la echipa de club, da. Dar tu ca federație trebuie să ai grijă în primul și în primul rând că discutam înainte de a începe emisiunea. La noi lucrurile câteodată parcă stau de îndoasele. Ce ne interesează pe o federație? Ce interesează? Echipa națională. Da? Exact. Și multe lucruri trebuie construite astfel încât echipa națională, în echipa națională să poți să aduci cei mai buni jucători din români, în cazul de față, eligibil pentru respectivul sport, să creeze o echipă bună care să obțină rezultate. Iar restul, competiția, ce și cum, aia trebuie aranjată de așa manieră încât să ajungi la acest deziderat. Și povesteam, tipul de campionat, participările în cupele europene, dar ideea centrală e să construim. Ori ne pierdem în detalii și jucătorul român e uitat, da, pe traseul ăsta. Cine are într-adevăr valoare și face saltul imediat, atunci scoate capul și iasă în evidență. Dar noi ar trebui să-i promovăm mai mult pe ai noștri. În ultima perioadă s-a pus accent mai mult pe antrenori. Adică antrenori consacrați, ia uite că nici ei n-au reușit să califice național, cel puțin la băieți. La băieți. Și atunci când ai investit toate resursele în zona respectivă, adică ai adus, noi am avut practic cei mai buni antrenori din, sau printre cei mai buni antrenori din lume la naționala României. Și vezi că n-ai avut niciun rezultat, da? Atunci, înseamnă că problema nu era de acolo. Nu, cobori la copii și juniori. Deci toți banii trebuie investiți acolo. Și n-are cum să nu. Bun, n-aș merge nici pe o chestie de asta radicală. Toți banii investim acolo. Nu toți, nu toți. Da, banii acolo trebuie să... Eu aș sacrifica un an, de exemplu, aș limita numărul de străini. Doi străini la echipă, trei sau bun, nu asta știu cât fac. Asta ar însemna un risc pe ceea ce înseamnă participare în cupele europene. E posibil, un an sau doi, dar îți crești jucătorii tăi. Îi forțezi, deci faci o creștere forțată și vezi dacă poți să faci ceva cu ei sau nu. Dar așa dacă tot stai, niciodată nu o să poți să crești. Absolut, nu faci absolut nimic. Eu n-aș fi atât de radical pentru că și participările în cupele europene încă cântăresc și sunt importante în această configurație. Dar încetul cu încetul aș da o linie, un trend de reducere, doamne, de la un an la altul reduc cu unul, reduc cu doi jucători, astfel încât să ofer posibilitatea. Modalitatea trebuie să o găsească ei ca și federație și cu cluburile împreună și atunci cu siguranță vor găsi o cale de mijloc și cu cât se reducă numărul de străini. Știu că poveștile alea, doamne, că dreptul la muncă, că nu știu ce. Ok, dreptul la muncă, dar dacă mergem în altă parte... Trebuie să ai valoare ca să joci. Dacă nu ai valoare, domnule, nu joci. Nu-i,
De ce zic? Sunt jucători români. Eu am trăit pe propria piele, ca să zic da. Așa. Nu a fost cazul meu, era al altui coleg de-al meu. Mie mi se păreau de aceeași valoare. Da. Străinul, un sârb în cazul de față, era plătit aproape dublu decât românul. De ce? De ce să fie plătit mai bine? Și de ce să joace la mai mult? Că e străin și l-ai adus și vrei tu să arăți pentru că era plătit mai mult, trebuia să joace mai mult. Dar nu e așa, adică dacă l-am pe ăsta, de ce să nu-l forțez pe ăsta al meu? Investiția. Asta nu le înțeleg așa bine. E cu din păcate aici când intervine latura financiară și care e cu din păcate. De-aia cred că e mult mai cinstit ceea ce se petrece la nivel de copii. Iar ca să îi atragi, cum e mai, cu mini handbalul întâiași dată. Da, cu mini handball, baby handball normal. Sau baby handball, mai jos. Acum e baby handball, da, exact. 6-8-9 ani, după care urmează mini handball. Unde suntem și noi și după aia juniorii 4, unde e la fete Florin tot e și el la juniorii 4, la fete. Deci nu știam că e juniori 4. Da, da. Clasa da. 5 și a 6 sunt juniori 4. Noi n-am prins treapta asta. Eu am prins de la junior 3. Da, așa da? Era da, atunci. Da, da. Era... Până la junior 3 aveai turnee, meciuri de pregătire. Da, era altceva, de... dar chiar junior acum 4, dar mine așa m-a apărut, clasa pregătitoare. Exact. Zero, s-au exact. Cus pururi, dar e pregătitoare. Ei, acum au și campionat la mini handball, se fac faze, se începe cu faze județene, după aia faze zonală, trebuie să participi la minim două turnee pe faza zonală ca să poți să te înscrii la cel final, ăla e organizat de federație. Deci e o competiție făcută aici, s-au făcut pași enormi, însă trebuie tot susținuți și chiar îmbunătățiți dacă se poate, fiindcă așa îi atragi pe copii. Când eram noi, poate erau mai puține, știu eu, unde să te duci sau așa, dar acum copiii au foarte multe. Area lor e foarte largă. Da, sunt foarte multe opțiuni ca exact. Să-și petreacă. Și atunci ca să poți să-i atragi, trebuie să faci ceva, nu doar să le zicem hai la handball, că dacă le spui doar atâta... Trebuie să-i spui fac, să-i duci da. În turnee. Fac și eu un calcul, suntem 50 da. Aici, dar în echipa de la Suceava, na. Mai vă dau un exemplu, da. Băieții mei abia așteptau să meargă să doarmă o noapte împreună. Când federația nu a mai făcut, trebuia să fie pe două zile, cu o noapte de cazare. Da. Din motive financiare și așa mai departe, au redus la o singură zi și s-a scos noaptea aia de cazare. Și atunci, ei, unii dintre ei chiar au și plâns. Cum noi nu mergem, nu dormim acolo, nu... Am zis, da, asta e, acum suntem mici, așteptăm să mai creștem un pic și o să prindeți și... Îi atrag lucrurile astea, îi unesc, îi văd și pe microbuz, le plac să meargă împreună, să stea, să facă un grup. Asta e foarte bine pentru ei, dacă își studiază un grup acolo și fac un nucleu, acolo o să se mai lipească alții și o să putem crește ceva. E o relație de prietenie și armonie așa în grupul ăsta nostru între băieți și fete. Chiar ultima oară, miercuri, am participat la Putna. A fost ziua handbalului din ediția lor, din mai multe ramuri sportive și chiar ne-a prins foarte, foarte bine. S-a creat o emulație. A fost chiar de 1 iunie, de ziua copilului, a fost da, pe care cu medalii, cu diplome, pentru ei a fost... Surpriză din partea da. Părinților, foarte, da. Chiar aș vrea să-l felicit pe Mihai Roman și pe soția lui, că ei sunt din Purna și ei s-au ocupat de... Le-au făcut o surpriză mare de tot, mare. Adică cu tot ce putea. Da. Și chiar așa a fost o zi extraordinară. Bun, odată că era 1 iunie, da? Da. Dar 2, ce înseamnă să organizezi, să faci ceva, ceva frumos? Pentru că în ziua de astăzi e cam, e dus totul așa, cam... într-o zonă de derizoriu cu multe chestiuni, drept pentru care când se întâmplă lucruri frumoase, chiar sunt demne de menționat și de povestit. Da, e și destul de dificil să fii prezent la toate aceste evenimente, însă onor celor care au organizat, 1 iunie a fost bogat în multe evenimente deosebite în Suceava. Da, cei de la păcat că așteptăm doar ziua de 1 iunie, știi? Cei de la Putna au avut în mai multe zile. 1 iunie a fost handbal și șah, dar după aia joi a fost rugby, fotbal, fete. La Putna cine? Domnul Crețan. Crețan, da.
Și fotbal, da, fete, e om rugby, din, da, sport, da, e altceva. Sigur, sigur. Da. Au fost mai multe sporturi, au fost organizate de miercuri începând până duminică, cu diferite discipline. Profesorii s-au implicat, da, foarte mult, adică fiecare a venit cu echipe de handbal, fotbal, deci toți, da, au... Fiecare ce aveau la școală. Dorința asta mare așa de participare. Pentru noi a fost un prilej bun, că am avut oportunitatea să vedem copii, mai vedem și alți copii, care posibil să apară și la noi în perioada următoare. Da, rămâne exact aceeași poveste cu, sau de care ați beneficia și voi la un moment dat, adică vine cineva și vede, uite, asta, da, ăsta e bun pentru două puncte care o fi... Care o fi sport, care pentru fi, da, că, bun, rămân oricum la ideea că sunt unii copii care au în ei acel ADN de campion și aproape orice sport ar practica, la un moment dat, da, ajung, da, la, da, nivelul de performanță. Însă dacă antrenorii mai descopere și care este sportul care li se potrivește cel mai bine, lucrurile sunt într-adevăr nemaipomenite și nu puține sunt poveștile cu unii care au pornit în fotbal, dar până la urmă au fost direcționați în handbal și au făcut handbal performanță la de la handbal la lupte sau la rugby, da, și, da, adică sunt multe, multe, sunt multe povești și din fericire, o spun și o repet, Suceava stă bine la capitolul ăsta. Și stă bine, o dată în plus, și pentru asta vă și mulțumesc și că ați fost în emisiune, dar și că faceți acest lucru. Dați mai departe ceea ce ați câștigat voi ca experiență, ca sportivi, acum din postura de antrenori. La nivelul mic, da? Veți crește. Crește. Și voi și generațiile de copii. O luăm de jos. Și generațiile de copii pe care le aveți pe mână la liceul cu program sportiv. Domnilor, eu vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim. Noi vă mulțumim. Și na, să ne revedem sănătoși și obligați-mă cu rezultate să vă, da, chem mai des. Aici, momentan, mă opresc aici cu bucuria de a vă avea în emisiune. Mult succes! Iar noastră, stimați respectatori, mulțumiri pentru că ne-ați urmărit cu atenție și în cadrul acestei ediții a emisiunii Bucovina Sport Action. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.